Bună dimineața, mă numesc Felix, am un interviu la ora 9 pentru postul de fotograf. Bună dimineața, bine ați venit. Domnul director este puțin ocupat. O să vă rog să luați un loc. Vă pot oferi o cafea? Da, mulțumesc. Alo? Domnule director, a sosit domnul pentru interviul de la ora 9. Da, am înțeles. În 5 minute. Vă mulțumim pentru răbdare. Domnul director vă așteaptă în biroul său. Mergeți tot înainte, până la a doua ușă, pe partea dreaptă. Vă mulțumesc! Bună dimineața! Luați loc! Mersi. Vă mulțumesc! Îmi cer scuze că a trebuit să așteptați, sunt foarte ocupat. Nu-i nimic! Putem începe. Am văzut CV-ul dumneavoastră. Înțeleg că sunteți pasionat de fotografie. Nu sunt profesionist, dar mă descurc destul de bine. Nu vă deranjează că nu am pregătire de specialitate? După cum am scris și în anunț, organizăm cursuri de perfecționare. Îmi puteți arăta câteva dintre fotografiile făcute de dumneavoastră? Da, am pregătit o mapă. Să vedem. Sunt niște peisaje superbe. Aveți și poze cu persoane? Știți, noi căutăm un fotograf pentru nunți. Am câteva, dar vă pot trimite și altele. Nu e nevoie. Acestea sunt destul de convingătoare. Spun multe despre pasiunea dumneavoastră. Nu știu însă dacă vă convine programul. Nu. Va trebui să lucrați la sfârșit de săptămână, chiar și noaptea. În timpul verii nu e o problemă, după examene sunt liber, n-am nicio obligație. Nu voi pleca din România ca să nu uit limba. Această muncă va fi extrem de utilă pentru mine. O să cunosc oameni noi și o să vorbesc românește. Atunci puteți considera că sunteți angajat pe o perioadă de 3 luni. La toamnă mai vedem cum stați cu timpul liber. Mersi, vă mulțumesc!